La nivelul Inspectoratului de Jandarm Județean Dâmbovița s-a constatat necesitatea implementării în dispozitivul operativ de asigurare a misiunilor specifice a unui centru de comunicații mobil. Serviciului Comunicații și Tehnologiei Informației, în acest sens, i-a fost distribuit un autovehicul pentru completarea capacității acestuia. Pe acest autovehicul au fost instalate echipamente de resortul comunicațiilor. După cum vedeți, avem echipamente de stocare și prelucrare a imaginilor, DVR-uri, NVR-uri, rutere 4G, care asigură un sistem de videoconferință cu celelalte subunități. De asemenea, avem instalate camere video digitale și camere analogice, care ne pot ajuta să preluăm și să dăm mai departe imagini de la situațiile care apar neprevăzute și va trebui să le asigurăm. Din punct de vedere operativ, Centrul de Comunicații Mobil este un instrument de sprijin al Comandamentului Forțelor pentru luarea deciziilor și fundamentarea actului de comandă. Acesta poate fi folosit în toate tipurile de criză și pentru manifestările de amploare. Acesta oferă o disponibilitate permanentă privitor atât la lucrătorii specializați care le deservesc, cât și la mijloacele tehnice sau serviciile puse la dispoziție pentru funcționarea optimă a acestora. De asemenea, Centrul Mobil este un mijloc de interoperabilitate cu celelalte structuri sau instituții ale Ministerului Afacerilor Interne. Dotarea sa tehnică duce la o cooperare cu acestea în timp util.